posibilitatea dialogului. Deci este un lucru care nu se întâmplă foarte des. Așa că o să vă rog și o să vă încurajez cu banii să dialogați și să puneți întrebări nu numai lui Ioan, pe care îl cunosc de viață, și care stă mare timid și n-aș vrea să vă rup cu toții pe el, dar în același timp aș dori să fie un lucru cu mai viu și să fie pe măsura momentului pe care l-am trăit cu toți. O să încep totuși cu tine, pentru că vreau să te rog să prezinți pe cei pe care ai invitat în această seară. Da. Să vă prezint pe domnul ministru Mihai Șora. Domnul ministru, trebuie să vă ridicați ca și mine. Păi, gata, așa, doamna Luiza Balanciu. Eu vă rog, doamna Luiza, să o prezentați cu doamna ministru. Așa. Și bineînțeles că aici toată lumea că sunt. Toți sunt persoane, poetul Paul Vinic și... toți suntem, ce să mai rog? Ok. Această introducere, o să te întreb tot pe tine, îmi cer scuză de la început, dar doamna o să Sonia. Te întreb... Da, Sonia. Scuză. Da. O să te întreb la cald, foarte la cald, Ioan, ce-ai simțit când ai văzut pregătarea? Transpirație. Și se împartezează, da? Adică cum a fost? Cine? Eu am mai văzut un spectacol de-al lor. În urmă cu două săptămâni, dacă nu așa, sau, nu, nu vreau să, o săptămână sau două? Mai trei. Chiar trei? Mai trei. Eu am văzut un spectacol pe care l-au realizat pe versuri la 14 poeți, din poeți contemporani. Și atunci am fost absolut entuziasmat. Cum aș putea acum să spun că n-am fost entuziasmat? Ce s-au folosit doar de versurile mele, adică m-au măgurit prea tare ca să nu mă las furat. Am muțit chiar de evoluția lor. Au muțit foarte mult. Nu credeam că de la un spectacol de la altul se poate trece așa de repede și să și schimbe în spectacol multe elemente. Mă rog, cinste lor că sunt așa de dinamici, nici nu-mi vine să cred că se poate face artă de dragul artei, pentru că asta nu e o muncă plătită. De fapt, nici nu e muncă, e artă și inspirație. Anna, vreau să-l întrebați ceva cu el. Pe mine neapărat. Sigur vreți să-l întrebați. Ideea este că mie mi se pare numai că este o cantată uriașă de muncă, dar a face un asemenea spectacol într-o săptămână, am înțeles bine? Da. Într-o săptămână deja mi se pare incredibil ca nivel de efort depus și cel puțin eu acum vorbesc în nivelul meu personal. Vă felicit din toată inima. Pentru că realizez ce cantată uriașă de muncă asta în spatele acestei artă de dragul artei, așa cum îmi spune Ioan, și câtă pasiune este. Cristo, să te rog să mă ajut puțin, pentru că discuția pe care o făceam noi vis-a-vis de spectacolele voastre este dacă de la interioritatea pe care o presupune pagina de poezie pe care fiecare dintre noi o citim acasă și acest gen de spectacol este o modalitate viabilă prin care poezia ajunge mai ușor la oameni, prin care poezia ajunge mai ușor la cititorul de poezie. Dacă i-aș denumește spectacolul experiment, eu ți-am zis că eu nu cred că sunt niște simple experimente. Adică asta chiar că a fost un experiment. Celălalt a fost mai elaborat, acolo am lucrat două luni la poezisele. Asta chiar am lucrat 6 zile și mâine ne odihnim, o zi întreagă. Și pe mine plecăm. Da. Păi, eu nu dau seama cum a fost, pentru că am avut emoții și e prima dată când văd un șnur cap-coadă, adică, oricum a fost un maraton, mi-am chinuit actorii cumplit, deci m-au urât în ultimele zile, așa-i? De data asta n-am lucrat ca la poezisele, acolo am avut timp să citim întihnă textele și am făcut ce am simțit ca echipă. Aici am fost dictatoare și i-am cam dus în direcția în care am simțit eu că sunt textele. Adică totul
pornit de la momentul în care m-am îndrăgostit de cartea asta, până în punctul în care m-am gândit că dacă o citeam înainte să scriu o poemă destul, dar nu mai scriam. Pentru că eu, de fapt, asta am vrut să scriu. Așa ceva am vrut să scriu. Și, mă rog, și făcând eu obsesie pentru cartea asta, într-o zi am adus-o cu mine la muzeu și am început să o citesc. Și la început ei, pe prima poezie, nu înțelegeau nimica și după a doua poezie nu înțelegeau nimica și am început să discutăm și să vorbim că ce e cu Hal și ce e cu Păianjenul și ce e cu nimeni cu nimicul de-a dreapta sa și am început să le spun, vedeți că e un fir, care, adică e un puzzle și dacă suntem atenți la fiecare poezie ajungem undeva și ne-am trezit că au trecut 3 ore și noi nu trecusem de sfertul cărții pentru că tot am citit și am discutat. Și am zis, ia să facem asta cu oamenii în jur, să vedem ce se întâmplă, că poate și ei sunt curioși să descopere o carte pe care, mă rog, cei de aici probabil că o știu, dar noi ne-am gândit că probabil o să vină mulți studenți și liceeni și nu o știu. Și așa a început totul, dar eu cum mă simt puțin vinovată pentru că, în general, adică e vorba despre ce am înțeles eu din carte. Ei, nu știu, n-au apucat să fie... Noi am simțit creativ, că am făcut... Să descopere oare ce o fi. Adică mai, am avut eu în cap niște filmulețe, de exemplu filmulețele cum le-am făcut. Mi-a venit o idee, ia așa, ia să facem așa. Și de asta spun că mie nu-mi place să lucrez așa. La poezisele s-a făcut totul în tihnă și a fost o creație absolut de grup. Eu n-am făcut acolo regie, n-am zis mergem la stânga, facem așa. Ok, ce să zic? Eu nu știu ce a ieșit. De sincer, eu m-am căutat timp de... Până la 3 sfârți mi-am căutat desfășurătorul ca să-l descoper că cu ăla Vlad acoperea proiectorul și n-aveam desfășurătorul ce urmează, eram stresată, nu știam. Și deci, nu știu, eu n-am văzut spectacolul bine, nu știu ce s-a întâmplat. Așa că vă rog pe dumneavoastră să spuneți, am o grămadă de temeri în legătură cu ce a ieșit, dar înainte să vi le spun, mai bine spuneți dumneavoastră ce s-a văzut și după aia vă spun ce mă tem eu că... Vedea. A, cred că a făcut poze, nu cred că a filmat. Numai poze? Fotografii. Eu ce vreau să vă spun de la spectacolul de data trecută întâmplat tot aici. Și aș spune că, sigur, din punct de vedere literar, spațiul e propice, dar din punct de vedere actoricesc, Milana Părere, spațiul de joc e neconvențional pentru actori. Cât ar fi ei de mari maestri, dar pentru receptor, eu zic că îi aduce poezia mai aproape de el și frumusețea și vraja care o degajă o interpretare actoricească. Chiar la nivelul de lectură, să zicem. Deși dacă m-ai așteptat o săptămână, nu mai aveam nevoie de cărți, după opinia mea. Da, eu pot greși. Deci, ce vreau să vă spun, că după părerea mea, asemenea gen de spectacol, cheamă mai multă lume, poate, decât ei, dar dacă stau bine și mă gândesc că în jur de ora 6 mi-era teamă că sunt prea multe scaune goale. Acum de pe final observ că nu au fost scaune destul. Sigur, poate nu toți au răbdarea și îi prinde acel fior pe care nu sunt eu suficient de deștept să-l numesc, dar care poate nu știu ce i-ar îndemna să trece în afară de imposibilitatea de a recepta. Versurile, poemele domnului Ioanescu, o parte din cele prezentate aici nu le știam, spre rușinea mea. Sigur că o parte, câteva din ele doar, au fost și spectacolul trecut. Primul, sigur că da. Și tocmai mă gândeam în desfășurare că n-ați făcut rău ca să pornim de acolo. E și asta o chestie. Dom'le, de unde pornesc? De la ce pornesc? Poate nu primul poem din carte. Dar e chiar primul. Întâmplător.
Excesel, să mă fac total de râs și să recunosc în fața autorului că nu i-am citit cartea. Că nu-i de vina autorului, de vina e genat. Dar un lucru o să asigur pe domnul Pop, că i-am prins stilul. Și auzindu-l și în altă parte, am făcut și eu pe deșteptul cult cu capul. Și am zis, hei, ăsta e Ioanes Pop. Ala de unde știu? Pe treaba mea, dar știu, asta e bine. Și acum, revenind la ce m-ați bucurat și în seara. Și v-ați dat mie ceva așa care, la numărul meu de ani, îmi menține tonusul de a uita de numărul lor. Vine o vreme când e bine să uităm numărul anilor, dacă nu ne atenționează ei prea des. E de dreptul încântător să participi la o seară, așa, la un spectacol, așa. Și eu apreciez, și nu numai că apreciez, că nu de aprecierile mele, că avem dumneavoastră nevoie, dar mă simt obligat să remarc trabalul actorilor, a regizorului și a celor care contribuie cu câte ceva. Și un zgomot, dacă e făcut la timp într-un spectacol, de oameni nevăzuți de spectacol, contribuie la reușita, la rotundul care vreau să. Sigur că în seara asta m-a surprins, cu coloratura dumneșoarei soprane, care, așa ca un fluid, nu te aștepți când intervine, decât dacă ești foarte sensibil să vezi când de pian. Sigur că m-a surprins și ușoară instrumentistă. Dacă e gândit cu talent, zic eu, orice spectacol poate să surprindă și poate, spune o vorbă mare. Dar a zis cineva la început că e artă de dragul artei. Dar eu vin și spun că e artă și cu tendință. Să ne facă pe noi mai receptivi. Să ne facă să ne dorim să fim mai frumoși și să apreciem mai bine și mai multă dragoste să primim atunci când ni se oferă cât un pic de frumos. În seara asta ne-ați oferit mai mult. Cum putem noi? Ce putem să zic? Ce pot eu să spun strict-o sensul din punctul de vedere al unui spectator îndrăgostit de teatru, de carte? El nu se putea. Asta am simțit eu prin cei trei muzicieri, cele trei care le-ați adus. Asta să nu uităm și pianul care o vedem. Ca să nu uiți de pare rău dacă nu băia rău dacă uitam, secvențele filmate. Totul e de acord. Așa că eu ce pot să vă spun? Că m-a trecut poetul și prin marginile de oraș, prin marginile societății, acolo unde se cam strâng numai. Dar cine răscolește gumaiele, numai cine a trecut pe acolo, vede câți bulgări de aur, pot descoperi din gumoare, câte flori. Și când a trecut pe la genele de gumoare în societății, nu se înțeleagă așa de bine ce scrie acolo, ce simte, ce ne povestește poetul. Poetul n-a citit în cărți despre ce se întâmplă într-un cămin de familie, de nefamiliști, pus cumva ca la marginea societății. Oameni care își beau viața să lupte moartea, sau să îmi deporteze. Sunt multe de spus, eu nu vreau să vă plictisesc, vreau să vă spun numai atât, că îi mulțumesc poetului pentru dărnicia lumii sale și că sunt bucuros de câte ori aud sau
mai rar și citesc poemele domnului sale, mă simt îndatorat față de domniile voastre și tatălui voie să vă preticit. Mulțumesc! Și tu ai văzut spectacolul Da, l-am văzut. Primul, da. L-am văzut chiar de două ori. Exact. L-au mai schimbat între timp, la fiecare reprezentație nu apărea. De asta vreau să te întreb, pentru că tu ai văzut deja trei spectacole, dacă ți se pare că este o diferență între spectacolul de teatru în care sunt cei 10, 12 poeți? Ce 14. 14 poeți și atmosfera dintr-un singur volum, cum a fost astăzi. Desigur, eu cred că spectacolul de astăzi a fost structurat pe un anumit tip de poezie, este cea a prietenului Ioanes Pop. Și din cauza asta, dincolo exista o polifonie, pentru că registrele poeziilor erau diferite. Aici a fost un spectacol mult mai unitar și care își are tensiunea principală din cartea Iudul fără ieșirea lui Ioanes Pop și mișcarea actoricească a fost la fel. Acum, eu ce să spun, poezia română are o foarte mare șansă pentru Crista Titu, care întâmplător este un foarte bun regizor, eu sunt fan al ei, cu ceva vreme. Subscriu oameni și dar este și poetă și având sensibilitate la ceea ce numim coardă lirică, a știut să aleagă ceea ce trebuie, zic eu, și să conducă bine un spectacol. Și de asemenea, acești minunați tineri actori, pentru că fără foarte multă pasiune și dăruire și aici trebuie să adaug totuși pe prim plan un spirit tânăr, nu se poate face un asemenea spectacol. Și eu le mulțumesc. 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 Dar n-aș vrea să fie așa un șir de laude și de felicitări, adică eu speram că să se întâmple, că să ne demontați spectacolul. Eu, de exemplu, mă simt foarte vinovată pentru foarte multe momente în care actorii puneau atâta emoție în poezie că eu mă gândeam ce porcărie pe care am filmat-o și de ce am pus să mai sară și în elasticul ăla, trebuia să-i las să spună textul, nu știu, adică am simțit de multe ori că, mă, mi-era rușine de ce am făcut și mai bine nu făceam. Pentru că, nu știu, așa e că erau momente în care... Și eu simt că am limitat cartea asta, pentru că când citești textul, fiecare merge într-o zonă și e liber și e o infinitate de posibilități de interpretare care depinde de fiecare și eu m-am arătat interpretarea mea în mare și de asta simt că nu știu dacă am făcut bine, adică... Dar rezonează. Știi ce s-a întâmplat, Crista? În orice altă carte există un emițător și un receptor. Din fericire, slavă Domnului, noi nu am citit ce vrei tu să faci din spectacolul ăsta înainte. Așa că nu ne-ai dat un text, eu vreau să fac din eu după reșirea și așa, așa. Ca atare nu ne-am dat seama de momentele respective pe care, din punctul tău de vedere, au fost bune sau proaste. Aici fiecare dintre noi a venit cu propria noastră experiență, cu propria noastră stare de receptivitate. Voi ați venit și ne-ați propus, cum ați spus, un experiment, deci pentru mine a fost mai mult decât un experiment. Și atunci fiecare dintre noi a receptat diferit. Deci noi nu știm la ce te-ai raportat tu, slavă Domnului, în interiorul tău. Eu mă aștept ca domnul Ioanes Pop să zică, păi asta nu e cartea mea, nu seamănă cu nimica. Niciodată nu se spune. Ok, bine. Da. Voi n-aveți întrebări despre vreun poem care... Adică eu pe mine m-a lăsat așa, fără nicio... Nu știu cum să spun, că tot în engleză vin cuvinte, nu știu de ce. Poemul cu fata, Gheție. Aia m-a... N-am știut unde să o apuc, poemul ăla. E bun pentru teatru, pentru joc.
poate juca. Bine. Da, întreb și eu așa, ca un om de teatru, da. Nu ca un poet, ca un poet nu întreb ce înseamnă și de unde vine, dar așa ca un om de teatru, ca să înțeleg cam cum ar fi trebuit să fac un momentul bine. Despre ce ești vorba? Așa cum ați Da, avem și noi o nelămurire pe care o avem încă de la poezisele, legată de o poezie care se numește Calvarul. Da. Care așa, n-am așa înțeles, da. Adică noi am simțit, dar n-am înțeles exact. De o poezie trăsnită. Da, am înțeles că e de trăsnită, da. Noi am încercat să găsim o logică. Păi e logică la modul sublim, vorba. Sigur că ea are o logică interioară, dar ca să nu înseamnă că poate fi și explicat. Deci nu, este e ok. E multă fantezie acolo. Am vrut să mă joc puțin ca să destresez, să mai ușurez greutatea textelor vecine. Da. Și atunci asta a fost un pic absurd, un pic plin de paradoxuri, jucat mai ludic și de asta l-am folosit acolo și nu regret deloc că l-am folosit. Da, nici eu nu înțeleg tot. Știți, la noi în teatru trebuie să fie lucrurile foarte concrete, că noi nu putem să jucăm metafore. Adică eu am în capul meu metafore, dar dacă îi spun actorului, vezi că ești o metaforă, mă jur. Nu. Dar dacă nu înțelegem, facem ce simțim și am făcut ce am simțit. Foarte bine. Eu cred că unele din ele le-au înțeles fără să știe că le-au înțeles, dar le-au redat bine. Că dacă întrebi autorul, nu le întreba, e mai ușor să facă decât să explice cum a făcut. Nu, greșesc mult, domnul. Dar și nici nu cred că trebuie explicat prea mult, că, până la urmă, cum să vă spun, astea sunt pițiboșuri explicați, sunt pițiboșuri de critici, de critici se ocupă. Îmi fă mai multă plăcere de asta, de descifrare. Textelor literare, eu prefer să rămână unele lucruri anumite, să își păstreze enigma până când se descifrează de la sine. Ce s-a întâmplat, Cristi, atunci când mai alegeți că seama o poemă disparată, să le jucați, asta e ceva, dar o carte, în volum ca Eudu, care stă în volum ca coadă, e ca o casă. Și nu poți să ai o casă numai din pereți, adică numai din poemă grele, străbesc. Poeme uși, poeme de trecere, poeme moșitor, ca să-ți iasă casa frumoasă. Asta e o idee de afiș. Dar așa se construiește un volum de poezie care are o unitate tematică. Deci există poeme grele și alt gen de poeme care leagă poemele grele între ele. Și exact asta, așa a simțit că poemul așa are locul acolo și nu are nevoie de explicație. Credeți că e prea încărcat și că trebuia să las mai multe momente în care să stea actorul pe scaun și să citească fără nimic în jur? Nu sunt niște momente de respiro și chiar vroiam, îmi părea rău că n-a dreptate pe cineva. Și felicitări totodată pentru cooptarea în echipa voastră acestor domnișoare. Deci vreau să spun că partea sonoră a fost extrem de bine aleasă și cred că a fost ideea lor aici. Interpretările au fost de excepție și lasă un timp de respiro. Tocmai de asta vreau să spun că nu am simțit că ar fi fost încărcat spectacolul din punct de vedere strict al textelor poetice. Dar dacă vreți, primitea m-au ajutat. Așa am simțit că intervențiile de domeniu lor, că m-au ajutat. Și pe noi, da. Au fost acolo. Cât? Unde? Și mai ales și ce. Doriți să ne întrebați pe noi ceva? Adică, dacă sunt cu... Eu m-am așteptat că o să fie publicul format numai din studenți la litere și din licee. Și mă gândeam, o să vorbim, o să... Discutăm așa cu prietenii despre literatură și despre ce e poezie și despre cum scrie domnul Ionesc Pop și despre ce e cu Hans și dacă a murit Mircea, am citit într-un interviu că n-a murit Mircea și... Așa! Dar eu l-am omorât. Dar am citit asta. L-am omorât în primul an cu Mircea, dar el trăiește, este profesor la
la Borșa, în județul Maramureș, numele de acolo din carte sunt reale. Și Eudu, care este o comună de pe Valea Elisei. V-am arătat-o. Ați văzut în... Chiar ea e. Ceva. Chiar e. Iar Borșa este un oraș la 40 de kilometri de Eudu. Așa că acolo absurdul se joacă cu autobuzul care trece zilnic în eu, dar de fapt nu trece decât o dată vine înapoi la Borșa. Ce alte personaje sunt reale? Deci, adresa hotelului 15, camera 305, este reală. Am fost acolo. Am fost pe hotel. V-am arătat și am găsit numărul 15. Era un, o clădire foarte mare. Și cred că era de birouri. 15, 23 de ani. Din 1990. De strada acolo. Strada este. Strada este, strada n-am uitat. Scămile au fost, mă rog, au fost redestinate, ăsta acum sunt locuite de oameni mai, refăcute mai și temelit decât am fost noi atunci, căminul ăla de angajați ai Casei Poporului. Că am trecut și prin asta. De ce am fost profesor, m-am făcut muncitor nerecalificat la Casa Poporului. Am locuit în acel cămin în felul lui odios, unde eram numai cei pierduți. Și de unde nu sperai că vei mai pleca. Deci este reală adresa. Acum nu știu cum am rebotezat-o. Tot Oltețului. Tot Oltețului, dar nu mai făcut. Personajul Hans a existat. Dumnezeu să-l odihnească. A murit în urmă cu câțiva ani. De relativ tânăr. Era așa cum sună în poemul. Cam ăsta era portretul lui real. Personajul Zoli a existat. A murit și el. Dar Hans a murit înainte de carte sau după? După. A apucat să-și bată poza pentru că am publicat poemul prima dată în revista 90 și am simțit nevoia la poemul Pasărea Hans să-i dau și portretul lui Hans, care era chel, așa cum ziceam. Deci, și care s-a înfricoșat rău de tot că văd șefii și ne dau afară, că cine știe, administrator, uite, e un... administrator, cum adică un păduc e administrator? A luat-o la literatura. Mitru a existat, iarăși este un personaj de la care am pornit. Bun, să zicem că sunt, în primul rând, pretexte, sunt figuri de la care iei ceva și nu azi de atunci și azi din poem, nu este una și aceeași persoană. Dar, vedeți că ne pot lămuri anumite lucruri, că sunt trăite. Noi am încercat să facem muncă de cercetare, ne-am dus pe teren, ne-am căutat Eudu pe internet, că n-am putut să mergem, am găsit un film cu Eudu, ne-am bucurat, l-am găsit pe hartă, pe Google, am găsit unde e strada Oltețului, ne-am dus cu toții în pelerinaj, am găsit-o, ne-am dus, am filmat acolo un fragment care deja sunt întunecat și nu am mai păstrat până se vedea bine, dar ne-am filmat lângă Oltețului. Bine că n-ai ieșit administratorul să deci noi am început să cercetăm, când să vedem. Când de cercetare, să vedem spectacolul și în aplauze. N-ați, nu, e adevărat, n-ați luat cartea și a zis, hai copii să facem un spectacol. Ați făcut mai mult și asta e foarte, foarte bine. Dar apropo de elevii de liceu și studenții pe care viitoreați, eu cred că ar trebui să mergeți voi. Asta am vrut să spun acum. Mi-ați luat replica. Pentru că Ioan poate să povestească. Tu ai fost în liceu. Eu am fost și am cerut rămas repetent în clasa. Tu ai fost, serios? Tu ai avut în clasa a șasea, profesoara de limba română. Vreau să-ți spun altceva. M-a ascultat. Stai că spune. Vreau să auzi. O să dăm acum să povestești. După aia. Deci în clasa a șasea, m-am întors din orașul Baia Mare de la liceu de muzică, unde m-a dădusele părinții mei și unde am primit un flaut în cap de s-a descompus. Și atunci am fost considerat, nu că nu eram bun, eu am o rurică muzicală foarte bună, dar nu puteam te prinde. Bun, m-am întors, m-am dus în Șomputa Mare, în clasa a șasea, și profesoara de română, eu eram cât de cât bun, chiar foarte bun la literatură. Citeam așa, umblam, mergeam cu vitele și eu, tot timpul eram cu ochii în carte și pe drum, ziceau că sunt sonat. Bun,
mă întorc la țară. M-a ascultat profesoara de limba română, numai și numai la gramatică. Eu n-am citit de-al dracul decât literatură, cât copii. Am rămas cu media generală, origen, media generală 2,93 la limba română. Și apoi repetând în toamnă cu tot. Asta a fost. Și acum sunt... Vreau să-ți aduc aminte că ai stat o perioadă de-al colegiului 103, când tu te-ai dus și ai citit în licee și știi ce înseamnă să citești text de Ionescu în fața unui public de elevi de liceu. Când ai fost cu Danciu Mariu. Am fost. Știu. Și am fost în mai multe locuri. Știu. Și cred că da, merge. Că nu e filor... Scuzați. Nu-i mai e încifrată decât filozofia. Păi, am rămas iar repede. Da, eu de exemplu i-am trimis un e-mail lui Daniel Cristea Enache și l-am rugat să mă știu să medializez asta printre studenții de la litere, dar nu știu ce-a făcut, n-am primit răspuns de la el și nici nu văd studenți. Sunt studenți aici? Știți, da, sunteți? Da. Ah, ok, super. Nu trebuie să vă grăbiți, că e prima reprezentație și cu cât o, dacă o mai jucați, a fost bine să o mai jucăm, a fost ok, adică... Nu v-a deranjat nimic din ce ați văzut. Ce să fac? Nu v-a deranjat nimic din ce ați văzut. Pe mine? Nu. A existat o scurtă lungire pe care a semnalat-o și domnul data trecută la cerșit. Aha. E, poate e un pic lungită ca porțiunea. Nu m-a deranjat, doar că acolo se poate reduce. În rest, dar dacă mergeți într-un liceu, sau mai multe, v-aș recomanda să folosiți toți spații neconvenționale. E mai de acolo decât să-l duceți, decât să-l duceți la Sfântul Sava, unde aveți o sală de teatru istorică și... De licee mic, cam reflectoare, că nu, eu zic, eu așa cred eu, dar poate greșesc. Nu pe scenă, așa, într-un ambient din ăsta. Și haideți să vă și cred. Da. Aș avea o singură remarcă și zău că nu-i rău de ceasă. Și cuvintele șoptite eu le vreau auzite, indiferent că sunteți cu spatele la mine, domnilor și domnișoarelor. Și se poate ușor. A fost timpul că la spectacolul trecut n-a fost nicio șoaptă care să-mi oprim. Nu mi-o luați în numele. Mie mi-e cam frică de licee. Eu am fost 4 ani profesoară la liceu și așa mă bucur că am scăpat cu viață. Și nu știu dacă... Vai, deci nu știu dacă e ok, mai ales în București. Încă în Ardea, când am fost profesoară, 2 ani au fost destul de ok și copiii erau cuminți. Dar aici o să mă duc un spectacol în liceu, o să ne bată, nu știu. Nici la filologie? Nu, merge chiar și la Sama. Da? A fost de câteva ori la Sfântul Sava. Așa se numește Sfântul în Catedrală, nu? Da, așa. Da. Colegiu. Am fost de 2 ori. Cu public mult. Sigur că e și rolul profesorilor aici. Dar copiii pricep poezii. Tine, adică nu mai sunt copii. Pricep foarte bine poezii. O percep, de fapt. Foarte bine. Se invită și sunt extrem de respectuoși, extrem de receptivi. Așa că nu e nicio experiență riscantă cu elevii aici. Să cercăm. Nu merg toți. Da. Vă aveți o imagine despre cum ar arăta publicul vostru de poezie? Ai spus că ți-ai dori să existe. Eu mă gândeam să fac un fel de... O să vă zic o chestie foarte nasoală despre mine. Eu trebuia să fac un doctorat. Și efectiv, nu am putut să-l fac. Și cu domnul Gistelecan, despre poezie. Și pur și simplu nu puteam să exprim în cuvinte. Am tot citit pe toți poeții, dar nu puteam să scriu. Și am zis, mai bine fac spectacole, că alea, prin spectacole pot să mă exprim. Sau mai bine
nu știu, scriu eu un volum de poezie, în fine. Și, și despre domnul Ioanes Pop trebuia să scriu capitolul despre domnul Ioanes Pop și pur și simplu aveam un blocaj. Dar spectacolul am putut să-l fac, dar să mă apuc să scriu eu... E groaznic să fii critic literar, e groaznic, eu nu pot și... Și poetă. Da, îmi spunea Florin Ialu că să nici nu încerc, că nici nu poate un poet să fie critic, să vorbească așa, așa exact. Dar, mă, în fine, eu am zis că dacă tot am făcut plin cu poezie și cu poeți, eu mă gândeam că dacă aș face așa un set de... haideți să citim împreună cartea de poezie aceasta și... Mă gândeam că se formează aici un fel de societate literară, ca romanele alea, mamă, cu salonele alea literare, care stăteau și ascultau muzică și vorbeau despre literatură și despre teatru și discutau lucruri așa de inteligente, fiindcă mi-e lipsește anturajul ăsta, foarte, tot timpul mi-a lipsit în copilărie și în adolescență, eu acolo în Târgu Mureș, într-un oraș unde nimic nu se întâmplă, deși totul e foarte frumos, stăteam și sufeream și căutam un asemenea anturaj și ziceam că dacă nu-l găsesc, haide să-l facem, nu? Adică ne adunăm noi aici niște actori, regizori, acum avem și un regizor de film, avem acum și muzică și facem asta și lumea începe să vină și o să ajungă să vină, să zicem, 50 de oameni prin rotație, prin de fiecare dată câte 20. Și vine tot timpul și știu că aici în fiecare luni, de-aia am insistat, luni la 6. Știu că în fiecare luni la ora 6, aici este teatru și poezie. Poezie, fiindcă mie îmi place foarte tare poezia. Și asta mă gândeam, să formez așa un grup, un colectiv, să meargă din vorbă în vorbă, că oricum nici nu avem bani să punem afișe și să împărțim fluturași. Luni la 6, la Muzeul Literaturii, se întâmplă literatură și stăm de vorbă. Asta am vrut să fac. Tot ce v-am depus eu, nu ideea de a renunța, că eu de-a dat m-am obișnuit să vin aici lumea. Păi nu, cum să renunțăm? Nu. Chiar... Sonia, apropo de ce spunea Crista, de modalitatea aceasta de a vorbi despre poezie și de a livra în limbă cât mai multă poezie, când am întrebat eu că e o tema noastră pe care noi am mai discutat-o într-o altă seară, dacă, și au fost argumente pro și contra. Mi spuneau că nu poezia trebuie citită în singurătatea camerei tale, pentru că este o chestie de... Eu am fost de partea opusă, am zis că un asemenea spectacol face multe servicii poeziei, te-a ridicat din mine atunci. Păi, de că pentru mine nu e. Păi, tocmai de asta. Fiecare este ce aștept să fie sau ce... Să rele va fi. Eu am marea mea șansă de a fi văzut un spectacol după peste lui Ioan, făcut cu radio. De-ar fi ascultat. De-ar fi ascultat. Da, a fost cu totul altceva. Sigur că spectacolul vostru n-a avut o miză dramatică, crâncenă. Acela a fost un spectacol foarte tulburător. V-ați mizat pe altceva, pe Ludic, în fine. Însă eu l-am avut până în cap, mă iertați. E foarte greu să vezi două montări după același text. Și a fost, într-adevăr, voi l-ați văzut? Nu. L-ați, mă rog, ascultat? Nu. Ar fi cazul. Nu l-au difuzat decât odată, da. Se pare, la radio România. Din punctul meu de vedere, a fost o reușită și un... Cred că la România Cultural, ei i-au... Dar cred că o singură dată, așa, Ioane? Odată în sală și odată în seara respectivă. Da, a fost sigur cu alte resurse. Este cel din care am auzit noi fragmente la Universitas, nu? Da. În iunie. Da. La știu. Acolo, actorii erau... Fragmente, erau bași. Acela cu Haiduc și Universitas. Că Sonia a rămas acea vibrație a vocilor. Da, sigur, e asta abordare, nu luați ca pe o critică. E altceva, dar sunt să zic, merg Nu, sunt diferite abordări, nu se poate compara. Aceea a mizat pe latura pe care eu o simt în textul lui Ioan, profundă și dramatică. Eu nu pot priza așa, eu cel puțin, nu spun că nu este o abordare, sigur că este. Pentru mine, genul de spectacol după textele lui Ion, esențial ar fi vocea, o voce gravă. Vă felicit, domnișoara Ada. Din punctul meu de vedere, dumneavoastră a spus cel mai aproape de textele lui Ion. Din punctul meu de vedere, nu mă v-ați copii, nu mă de rău. Sigur că voi ați gândit
astfel de spectacol. Eu, având lucrul acela în cap și abordarea aceasta profundă, dramatică, din reflex m-am dus către ceea ce aveam în cap, vocile acelea grave. Bine, dar acolo lor a avut dramatism foarte intens pe alocuri, numai pe e din altă dramatism. Am și spus, am plasat deja, nu este o critică, tot ce aș vrea să vă spun. Vă vreau să spun că interpretarea mea, adică orice interpretare e diferită de alte interpretare și dacă jucam Hamlet, Hamletul nostru era într-un fel și Hamletul la Mugur a fost altfel și interesant e să fie mai multe tipuri de Hamlet, adică... Da, altă abordare, așa. Da. De exemplu, eu am jucat Hamlet. Da, presupuneam. Ok. Ce a zis? Că Anta a jucat Hamlet. Am auzit. Că n-am auzit repetitul ăsta. Am zis presupuneam. Ah. Da? Ce interesant. Da, un fel ăsta are să fac. Are genul de abordare care a permis să facem. Nu știu, eu le-am pe amândouă în și sigur că vocile sunt mai grea. Mulțumim, Sonia, vă mulțumim foarte mult. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Da, treabă tu! Da, vreau să întreb pe studenți, am zis că sunt studenți și vreau să întreb care e părerea lor. Eu nu citeam poezie înainte să mă apuc cu... Da, deci ei mărturisesc, eu, o parte dintre ei mărturisesc cu că sinceritate, nu poezie, că nu atât. Au prea citit poezie contemporană. Nu aveam răbdare, am avut de ales pentru admitere poezie, o gamă largă de poezii, de 10 feluri de poezii și mi-a fost groaznic să citesc o vară întreagă volume întregi de poezii și să-mi aleg una care îmi face dintr-un gen de poezie, adică de dragoste. De ce ți-ar putea să fie pe o altă scenă? De ce? Pentru că merită. E teatru, părerea mea, e că nu mai apreciez. Adică, textele sunt bune. Sfine noi, cu noastră și atât. Să vorbești întâi? Da, că și eu sunt sublemnă. Pe mine m-ați uitat. Ok, păi... Uite acolo, mulțumim, vă rog să completați cu și la fel. Mulțumesc frumos. Când e următoarea? Peste lună? Păi săptămâna viitoare jucăm poezisele. Și cred că după... Săptămâna viitoare jucăm poezisele. Lunea viitoare jucăm poezisele și peste încă o lună jucăm asta. Nu așa rămâne. Dacă mă primiți, vreau să mai revăd poezii. Vă invităm cu drag. Mulțumesc frumos! La revedere, mare cum să fie. Există, înainte de acesta, există ceva care vreau să-ți spună ceva înainte de care l-am adus? Sunt Lecanu Mihai, sunt student la Școala Națională de Studii Politice și Administrative. Cercetez cu lumea poeziei. Am avut o perioadă de 4 ani în care am cochetat și cu teatrul la Ploiești cu domnul regizor Mihai Vasile de la Teatrul Echinox. Eu deja sunt familiar, m-am mai întâlnit cu un astfel de experiment, de proiect. Ceea ce ne-a învățat dânsul și am avut și 3 spectacole de genul acesta. Am luat, nu din poezie, am luat din proză, din scenarii de teatru. Am stat nopți întregi, noi studenți, în sala de teatru și am rupt bucăți și colaje și am împletit într-o formă așa cum am considerat noi de cuvință. Domnul Mihai Vasile ne-a învățat un lucru. De fapt, nu contează ceea ce avem noi în spate ca script, ca scenariu, ca aranjament. Contează ceea ce povestea care iese la final și ceea ce se înfiripă. Și cred că ăsta este cel mai bun lucru care a ieșit în seara asta și cu siguranță acest lucru trebuie promovat. Și
de ce nu chiar și în fiecare zi ar fi, ar fi o plăcere noastră de eveniment? Sunt cam slabi oricum. Vă mulțumim. Da, slab ca să vă impresionăm. Da, nu mai vreau să spună nimeni nimic, să ne oprim aici. O seară frumoasă. Vreau să propun un nume pentru grup. Ah, da. Și da. Dacă e o idee bună, Catas. A fost numele tău. Eu cred că a mai fost folosit de multe ori. Păi da, asta... Da. Da. Numele cu mâine... Da, 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 da. Deci noi am deja rulat 10, 100 de nume și nu găsim nici cum și... Lista rămâne deschisă, așa că... Da, o să rugăm și pe...